emoții fantastice. Îți promit. Păi îl cheamă Bator, că așa l-a botezat doamna care l-a salvat. Este clar un cal chinuit, un cal care are norocul să ajungă acum pe niște mâini bune și noi o să ne străduim să simtă altfel viața de acum înainte. Este o mare bucurie că putem să facem parte din viața lui frumoasă de acum încolo. Mariana Miu a fost salvarea lui Bator, un cal muncit până la epuizare, bătut cu cruzime și părăsit pe câmp. Membrii asociației Ajutați-l pe Lăbuci s-au mobilizat și au reușit să ajungă în comuna Buzoiană pentru a prelua calul. Este clar că nu a fost hrănit corespunzător pentru munca și bătut, e indiscutabil rănile pe care le are. Din spusele celor care se pricep, el, dacă ați văzut, nu are un ochi și se pare că pierderea ochiului provine de la o lovitură de bici, pentru că a fost bătut, s-a lovit în zona ochiului și a plesnit ochișorul acolo, da. O să facă parte din animalele pe care noi le protejăm și la Buzău a depus cineva plângere? Plângerea se depune în condițiile în care poți să identifici autorul. Calul nu este microcipat, este o mare hibă a legislației românești pentru faptul că niciodată nu putem să prevenim aceste acte de abandon, pentru că niciodată nu au fost pedepsiți cei care au făcut lucrul ăsta. Calul a fost examinat de un medic veterinar. Din cauza loviturii cu biciul peste ochi, animalul riscă să își pierdă vederea. E un animalus tânăr care are șanse de vindecare, durează, o să facem investigații paraclinice. Rănele de la nivelul dermului se pot vindeca cu ajutorul tratamentelor medicamentoase și șansele sunt destul de bune pentru a-l pune pe picioare și probabil să-l adopte cineva. Bator și-a găsit loc în grajdul celor două măgărițe aflate la adăpostul asociației Help Lăbuș, alături de 1000 de căței salvați de la Ananghie.